Fiți pe pace, fii și fiice de împărat, aleși Domnului pe mine mă trimiteți în iad. Ok, dacă voi așa vreți. Asta e viața, ce e să facem? Da, v-am spus să fiți pe pace. Uite că-mi cade antena. De ce se întâmplă așa? Părul ăsta nici cum nu vrea să stai. Și zicem stăpăr așa oricum. Ca să nu mă copiați voi pe mine. Știți? Adică, datorită mie, nu o să doriți să aveți freza asta sau părul ăsta, automat vă scutiți de la păcate, că nu copiați. Știți cum scrie în Biblie, să nu te uiți în curtea aproapelui tău, să nu poftești antena lui Naomi? Da, na bine, bine v-am regăsit. Așa, vă rog frumos, dacă doriți și binevoiți, să aveți răbdare, că astăzi o să vă arăt așa mai multe, exact cum am văzut și eu vară și vouă. Nu-i nimic editat. Doar atâta vă cer să fiți atenți, sper să nu-mi cadă antena de tot. Și în timp ce vizionăm shorturile de pe TikTok, vă rog frumos să apelați butonul de judecată obiectivă. Vă rog eu frumos. Dacă nu puteți, o să-mi dau seama din comentariile pe care le lăsați. Astăzi avem doi protagoniști foarte... Doamne, să ne ierte Sfânta Paraschia. Aoleu. Nici nu știi care mai... care calcă mai strâmb decât care, știi? Nu știm, dar în fine. Îi cunoașteți pe amândoi. Și... ca să nu mai lungiți discuția, haideți să dau play la videoclipuri, că o să fie mai multe, știți? Prima dată începem cu mai marele vindecător mincinos de salivă și, da, aici are loc prostituție continuă, știți? Mă refer cu oamenii ăștia, da? E o prostituție continuă. Mai grav e că ei își bat joc de Biblie, nu eu, dar voi dați vina pe mine. Bravo! Bravo! Sunteți la grădini, ce să facem? Asta e. Naomi de vină, așa e? Naomi. Să-ți fie rușine, Naomi, să-mi fie. Amin. Deci nu uitați, pastorul ăsta, Tony Berbeci, Tony Barbecue, el își face reclamă cu șervețele, cu batiste, cu salivă, cu microfoane, toate amestecate și scuipate, cu precipitații, cu salivă, cu tot ce doriți dumneavoastră. El se proclamă mai marele vindecător, number one, în România. În România. El se declară așa, oameni buni, nu eu. Nu eu, înțelegeți voi? Că mie mi-ar fi rușine să susțin că practic anumite servicii sau că ofer anumite servicii și să nu fiu în stare. Mi-ar fi rușine. Adică chiar mi-ar fi rușine. Cum pot să spun că, nu știu, ofer consiliare de nu știu care, dacă eu nici măcar nu sunt calificată. Sau nu pot să fac lucrurile. De ce să mint omul? De ce să mint? Deci, treziți-vă și ascultați mai bine. Luați-vă cortina de pe ochi. Adică, ok, bun, dați play la video, îmi vedeți freza, ați constatat faptul că nu vă place, de acord cu voi, nicio problemă, foarte bine că nu vă place. Treceți și peste faptul că-s fată, că-s Naomi, că nu-s ca și voi, și aici fac referință la faptul că nu-s un papagal închis în cușcă, da? Eu încerc să fiu o persoană liberă și etică, e cam greu să fii liber în ziua de astăzi, ești toți susțineți, dar numai când doriți voi, susțineți că avem liber arbitru, dar când cineva apelează la el, de exemplu, cum fac eu, repede aruncați acolo cu judecăți subiective, pentru că atâta puteți, asta e. Dar treceți și peste asta, dacă se poate, luați-vă cortina, perdeaua și analizați un pic situațiile. Analizați-le, vă rog eu frumos. Dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe alții să facă lucrul ăsta. Ok? Și dacă nu vă convine, vă anunță Naomi, eu, cea care dețin contul de YouTube Telescopaj, de că sunteți liberi oricând, la orice oră, să părăsiți contul meu de YouTube. Nu vă ține nimeni prizonieri, nu înțeleg pentru ce stați și vă chinuiți și îmi reproșați că vă mâncați timpul, că vă consumați timpul, sănătatea. Mă, oameni buni, dar vă rog eu, insist, vă rog eu frumos, în genunchi, duceți-vă, nu vă ține nimeni pe contul meu. Nu, nu vă mai ridicați tensiunea din cauza mea.
În fine, haideți să trecem la treabă, că avem de aici discutat niște chestii. Haideți să-l ascultăm pe mai marele mincinos, Tony Barbecue. Să nu uitați, el se proclamă ca fiind number one, vindecătorul din România. Bine că vrea să spună că din toată lumea, dar mai are un pic și oricum. Aberează la maxim. Haideți să-l ascultăm pe Tony Barbecue să vedem ce are de spus. Da? Să vedem ce are de spus. Mai marele vindecător. Mai marele vindecător. Interesant că are timp și oameni se filmează mușchii fesieri, că dacă spui fund, e păcat, mă, la voi e păcat, mai ce vreți voi, în fine, trecem și peste. Deci, are echipă care se filmează lui Bombeu, dar n-are echipă care se filmează faptele. Adică chiar să vedem și noi minunile pe care el le proclamă și de care el menționează că le face. Interesant, știți? Când vrem, avem cameră la noi, când nu vrem, apoi o vindeca domnul, lasă, păi vrem și noi să vedem. Nu? Cum îți filmezi tu fundul ăla, vrem și noi să vedem o faptă bună. Adică o vindecare. Nu că te duci tu și cumperi sărman cu o pungă de alimente. Asta oricine poate să o facă. Și multă lume o face, în special și parlamentare și ăștia din politică. Când vin alegerile sau când își urmăresc eu un obiectiv sau ceva, pac, dai cu plasa, dai cu micul, dai cu muștar. Și după aia, pa, pa, nici nu mai vezi, nici nu mai știi cum arată. Așa sunteți voi. Hai să te ascultăm, berbeci, că oricum ești dezastru. Ești dezastru, man. Doamne, feri. În Dion Ascultați-o, se da? con... Celebra Celine Dion se confruntă cu o boală foarte rară, o boală care îi provoacă paralizii cu spasme incredibil de dureroase. Ne rugăm pentru ea, Dumnezeu să o vindece, Dumnezeu să se îndure nu doar de trupul ei, ci și de sufletul ei să o mântuiască. Însă să nu uităm faptul că Celine Dion a promovat destrăbălarea sexuală și a fost una dintre cele mai mari promotoare ale agendei woke-ului, prin care desființa genul creat de Dumnezeu, în ideea că nu ne naștem băieți sau fete, ci astea sunt niște invenții omenești de care ne putem lipsi oricând. A avut chiar un brand, poate încă îl mai are, un brand de haine pentru copii, în care, într-o publicitate, într-o reclamă, desființa rozul pentru fetițe și albastru pentru băieței. Așadar, nu putem să ridicăm pumnul spre Dumnezeu, spre legile morale ale lui Dumnezeu și să nu suferim și să nu suportăm mai târziu, mai devreme sau mai târziu, repercursiuni și mânia lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru Celine Dion, dar aceasta să fie o pildă pentru toți cei ce ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Celine Dion să scape de aceste dureri, să-i fie mântuit sufletul, dar nu uitați, nu vă jucați cu Dumnezeu. Celebra Celine Dion se confruntă cu o boală foarte rară. Vedeți? Dacă nu aș ști cât e de șarlatan omul ăsta, aș zice ce frumos din partea lui, nu? Să te rogi pentru cineva care e bolnav, e frumos gestul sinea lui, nu? Doar că omul ăsta, auzi tu cu ce banalități vine la noi. Că Celine Dion, eu nu știu cum ai timp, știi, barbecue. Nu știu cum ai timp tu, mai marele pastor, mai marele vindecător, nu știu cum ai timp să te vorbești despre știrile astea. Când despre Celine Dion, imediat, dar despre Nicolae Guță, n-ai zis nimic, sau despre Salam, nu știu, nu, n-ai zis nimic, că și azi beteaci. Sau ia-te timp că vin și chiar servei Salam cu tine, sau cum. Nu știu cum ai timp, știi, să tot vorbești așa, paparații din astea, nu știu, nu pot să-mi dau seama, deja inventez și aici cuvinte, în fine. Înțeleg, cei care au de înțeles, înțeleg și care pot. Și dacă mă mai bâlbezi, dar să fii ca lui Moise, trecem peste. Păi tu ar trebui foarte mult să stai în slujba Domnului, să te folosească, să te rogi, să-ți dai putere, să vindeci în continuare, dar nu știm ce vindeci, știi? Tu acuzi pe Celine Dion că nu știu ce-o făcut. Păi nu-ți rușine, spre deosebire de tine, care ești un mincinos. Deci un mincinos nesimțit. Celine Dion nu cerșește bani și nu cerșe bani. Asta așa, doar o mică comparație, că pe urmă merge mai departe, ca să vezi cât ești de penibil și de mincinos, că ăsta ești tu, măi, Tony, ăsta ești tu, n-avem ce să facem. Dacă n-ai fi așa, nu te-aș critica, înțelegi? Asta e situațiunea, da? Spre deosebire de tine, Celine Dion, că tu ai încercat acolo să-i spui că au desfințat albastru și roz,
Dar, mă, omule bun, dovedește tu măcar în Biblie că scrie despre asta. Că albastru e numai pentru bărbați și roz e numai pentru fete. Dovedește tu. Deci tu foarte multe aberații pe care ai spus acolo, nici măcar nu le poți argumenta biblic. Că luați voi versete și le puneți ca într-o trocă, cum vă convine voi, partea a doua. Dar trecem și peste culorile astea, că ce au încercat să desfințeze. Dar cine sunteți voi să înființați culori pentru ăla, mâncare pentru ăla, locuri unde să se ducă pentru cutare? Cine sunteți voi? Voi nu vă întrebați cine sunteți. De vă permite să vă atribuiți atâtea. A vostru-i curcubeu, a vostru-i cerul, a vostru-i pământul, toate sale voastre. Până când și iadul. Că numai voi băgați și scoateți pe cine vreți din ea. Câtă banalitate! Celine Dion ajută atâția copii. Ea și cu regretatul soț care a decedat în urmă cu ceva timp, da? O donat peste 11 milioane copiilor sărmani, din banii lor. Foarte mult au fost donații personale. Pe urmă cu charity-ul pe care le-a deschis. Are charity deschis. Ajută copiii, ajută orfani, ajută pe cei săraci. Dar nu din cerșală, cum faci tu. Nu din cerșală. Înțelegi tu? Ea își folosește talentul, că voi ziceți că talentul e talent, talentul e talent. Da, se duce și cântă, prestează. Serviciu, ăsta e serviciu, e cântă. E mai decentă ea când cântă, sau când o cântat, că acum nu mai poate, din motive medicale și așa mai departe, și ea pe scenă era mai modestă decât ești tu când te duci la biserică. Asta vorbind așa, numai partea estetică, știi? Bine e că știi să spui că o desfințat, că o vrut să desfințeze culorile, deși voi vă atribuiți foarte mult, și zici că voi sunteți zei pe pământ. Și păcat că enoreașul vă urmează fără să stea un pic, să pun o frână, punem omului o frână și gândește-te, e bine, chiar e corect tot? Eu nu spun că voi nu aveți și lucruri bune pe care le comunicați, dar s-a acoperit de multe minciuni. Și măcar dacă oamenii ar face diferență. Ok, ne-am dus astăzi la biserica Profitis, pastor Tony Berbeci, o predicat. O zi 10 minciuni și două adevăruri. Bun, luăm adevărurile, minciunile deoparte. Dar fac că-i noreaș așa? Faceți așa? Nu! E suficient să vină să vă vândă un subiect care pe voi vă sensibilizează și suficient. Nu contează că restul numai minciuni. Nu contează. Așa e că nu contează cât e de trist. Și mai veniți și la mine pe YouTube și mă luați cu abecedare din astea, numai că la mine nu funcționește. Mă scuzați, nu funcționează. Știți? Pentru că îmi dau seama automat la ce nivel de gândire sunteți. Și nu stau să mai îmi pierd timpul cu explicații lungi și așa. Dacă eu printr-un video unde stau și vorbesc, deci vorbesc, explic, vă arădovesc, dacă așa nu pot să vă lămuresc sau măcar să vă ridic un semn de întrebare, fie că la persoana mea sau vis-a-vis de alte persoane, dacă așa nu pot, verbal, pe cum aș putea eu să vă mai lămuresc în scris? Cum? Cum? Și de ce aș sta să-mi pierd vremea să răspund la nu știu care, când în comentariu vezi, te-am ascultat două minute și mi-am dat seama că nu știu ce. Păi dacă tu m-ai ascultat numai două minute, de ce aș sta eu o jumătate de oră să scriu ție, dita mai comentariu, că tu oricum nu-ți pierzi vremea cu nimic. Stau și mă întreb, știi, de ce ai vrut tu să scoți în evidență chestia asta? Bine, că eu știu ce ai urmărit. Eu mi-am dat seama. Dar cât de penibil să te folosești de boala lui Celine Dion, știi, de diagnosticul pe care îl are și de situația în care se află, ca să ne transmiți tu nouă că nu-i bine să îi dăm un pumn la Dumnezeu sau cum ai făcut-o acolo, cum ai menționat. Nu știu, ai folosit acolo expresie, în fine. Că totuși ne putem pune cu Dumnezeu și, știi? În alte cuvinte, ai vrut să insinuiești sau ai insinuat faptul că Celine Dion se confruntă cu problema cu care se confruntă din cauza acțiunilor ei pe care tu le-ai menționat. Deci ai uitat să menționezi foarte multe lucruri bune și fapte bune pe care le faci. Și nu din bani cerșiți cum cerșești tu și nu de pe bani altora, de multe ori din bănuții ei. Munciți de ea. Când ea presta serviciile pe care le presta, îmbrăcată mult mai decentă decât ești tu. Că și astea sunt lucruri importante de spus, nu? Eu ce vreau să spun aici
îi de fapt că interesant. La Celine Dion, ai știut să apar public, da? Să spui că vezi, Doamne, să ne rugăm, dar să nu uitați ce-o făcut. Știi? Să elești pe oameni cu impresia, pe papagalii tăi adormiți, să elești cu impresia că Dumnezeu acum o pedepsește pe Celine Dion. Dar stau și mă întreb. Totuși, Celine Dion nici măcar nu e din România, știi, vorba vine. Adică dacă ai auzit de Celine Dion, sigur ai auzit și de actualul președinte al cultului creștin penticostal, Nelu Filip. Deschid o paranteză și îmi cer scuze familiei că menționez despre dânsul în videoclipul ăsta, dar asta e situația. Asta e situația, avem ce să facem, închid paranteza, da? Păi dacă ai auzit de Celine Dion, să-ți fie rușine dacă ți-a scăpat mai marele președinte. Nelu Filip. El e în spital, nu? Urmează să fie operat sau poate în momentul ăsta când eu fac videoclipul, poate el deja a fost operat. Cum să face că despre el nu ai menționat nimic? Adică eu nu văd shorturi despre asta. Dacă o văzut cineva, vă rog frumos să-mi trimiteți și mie. Și să spui și despre el, știți? Un apel de rugăciune, să ne rugăm pentru actualul președinte al cultului penticostal, Nelu Filip. Să ne rugăm pentru el, dar să nu uitați că totuși, știți, să ne rugăm că e bine să sprijinim rugăciune pe apropiații noștri, pe frați și pe surori, dar să nu uitați că nu te poți pune cu Dumnezeu, știți? Nu e ok să scoți aproape jumătate din biserică, din Lugoj. Nu e bine să, știți, nu e bine să scoți afară din biserica pe care o ridicat-o, nu e bine să faci aia. Să ne rugăm pentru el, da, știți? Înțelegem pe ce vreau să spun? Să enumere acolo niște fapte murdare pe care le-a comis actualul președinte, că există fapte murdare și imorale pe care el le-a comis. Există. Și da, vezi că să spuneți că mă dați în judecată, că eu abia eu chiar aștept să vă dați. Să văd cu ce portofoliu îmi faceți acolo. Ce amenzi împușcați. Să văd. Cam o zic și eu ca boariu. Dacă trebuie să fac pușcărie pentru asta, fac pușcărie. Ce? Numai buhariu să se victimizeze? Mă lasă că și eu mă victimizez. Cum să nu? Spune, de ce despre președintele cultului penticostal Nelu Filip n-ai aberat așa cum ai aberat la adresa lui Celine Dion? Sau el e fără de cusur? Sau stau și mă întreb, tu ăla cu dar de vindecare, știi? Nici pe el nu-l poți vindeca. Nu? Că până acum am făcut niște videoclipuri unde am arătat publicului că te duci la sărmani cu banii cerșiți de la alții, te duci să te promovezi pe tine, nu s-a ajuns de fapt, și am văzut cum te-ai făcut că încalți un copil orb. Nu l-ai vindecat. Te-ai dus la o altă familie. Dacă nu mă aduc aminte greșit, era un bărbat care avea piciorul foarte, foarte strâmb. Nu l-ai vindecat. Te-ai dus în altă parte și acolo copilul bolnav. Nu l-ai vindecat. Și când vă mai văd pe unii dintre voi ce comentarii mă lăsați că Domnul vindecă pe cine vrea. Măi, oameni buni, eu înțeleg chestia asta. Eu acum nu contest acțiunile lui Dumnezeu. Eu vorbesc despre pastorul ăsta care minte că vindecă cu batiste, cu scuipat, tu te-o scuipat, el deja te-o vindecat. Voi înțelegeți un pic diferența. Nu e aici. Adică nu noi, eu nu-l critic pe Dumnezeu, îl critic pe omul ăsta. Dacă voi aveți impresia că Tony Barbecue-i Dumnezeu, acolo e fix problema voastră. Nu mă amestecați pe mine în pânzele voastre de păianjen în care v-am pângăinit. Aveți deja păianjen pe creier, pentru că voi nu vă mai gândiți la nimic. Vai că e unsul Domnului, ați luat-o pe asta în brață și să nu judecați că e un singur judecător și ați rămas niște repetenți. Atâta faceți. Te întreb, pastore Tony Barbecue, când o să vedem și noi o minune înfăptuită de tine? Când o să vindeci? Acum nu avem pretenția să cerem să te duci până la Celine Dion să o vindeci. Nu, că mulți bani și tu trebuie să strângi bani de elicoptere, de alea, ți-e trebuie navă spațială, ți-e trebuie submarine, ți-e trebuie piste de aeroporti, ți-e trebuie de tot, omule bun. Nu te pune să cheltuiești. Da, suni eu pe cineva dacă e nevoie să te duc un pic cu o bicicletă până la pastorul Nelu Filip. E acolo România lângă tine. Bă, băiatul, e acolo lângă tine. De ce nu te duci să-l vindeci? De ce nu-l iei pe
mai marele măgăruș al lui Antonie, spre slăvitul Israelitul și nu mai știu cum să-i spui, de ce nu le iei pe Luca ăsta să te filmeze, cum știe să te filmeze pe Arena Națională, cum știe în timpul rugăciunii să numai să filmeze, când alții cântă și țope, numai să filmeze, să-ți facă reclamă că ne întâlnim pe Arena Națională, cum știți să îmblați cu atâtea camere și atâtea și atâtea blițuri pentru o vindecare. Nu există blițuri. Nu există blițuri, mă, Toni. Vezi cât ești de părtinitor. Vezi cât ești de baborniță. Vezi? Tu vezi, observi sau nu observi? Nu-ți rușine. În alții dai și în favorit sau în cei în care știi că nu-ți permiți să dai, îi lăsăm deoparte. Haideți să vedem anunțul despre Nelu Filip și pe urmă continuăm cu TikTok-ul. Ca să vedeți că președintele cultului penticostal e beteag, nu minte la om. Nu. Videoclipul pe care vi-l arăt a fost postat în urmă cu 6 zile. Poate între timp a fost operat, nu știu. Cert e faptul că a fost bolnav și că e bolnav. Du-te, omule, și vindecă. Du-te și vindecă. Că de multe ori voi spuneți, a, pe domnul nu l-a vindecat. Nu a vindecat bolnavul, da? Pentru că nu a avut credință. Acum să ne ierte Sfântul. Tu, mai marele vindecător, îți dai seama? Dacă bei și niște borse înainte și numai bine ai și bulbuci în tine, știi? Acum să mă scuzați de expresie, dar n-ai ce să faci cu omul ăsta. Că el a zis că vindecă cu scuipat. Nu eu. Eu n-aș putea zic la așa ceva, Doamne și ferește. Te duci la mai marele credincios. Că cum ne putem noi permite să spunem că actualul președinte al cultului creștin pentecostal din România, n-are el credință în Dumnezeu? Nu putem să spunem cum ne permitem noi, Doamne și ferește. Păi tu, mai marele vindecător, barbecue prostitușă în care ești, te duci să-l vindeci pe mai marele credincios. Tu ai darul de vindecare, după cum proclam, și el e mai marele credincios. Nu că doar l-au votat creștinii, că să fie președintele nostru. Nu mai contează că s-au votat ca în politică. Voturi cumpărate, mușama, alea, Domnul are milă, e planul Domnului, că voi mă atâta și să faceți. Luați Biblia și ping-pong. Asta faceți voi, da? Ne duce și vindecă-l, mă, omule. Sau nu în spital? Nu știu. Mă întreb și eu. Astăzi vreau să fac un apel la rugăciunea pentru președintele cultului penticostal și anume pentru fratele nostru Nelu Filip, care este internat în spital. Așadar, el în momentul de față se află la Pădurea Verde din Timișoara, la departamentul de cardiologie și va trebui să suporte, va trebui să treacă printr-o intervenție chirurgicală la inimă, dragii mei. Aș vrea să ne rugăm cu toții, să ne unim cu toții în rugăciune și zicem ca Bunul Dumnezeu care ne îndeamnă în fiecare zi să ne pocăim prin bunătatea Lui, să-i dea sănătate, dragii mei, de plină. Dorește ca să nu fie solicitat foarte des cu telefoane sau cu mesaje. Iată, dânsul are nevoie de liniște și de rugăciunile noastre. Cei care puteți, haideți să ne unim mâine în post și cei care aveți puterea și sunteți înarmați cu rugăciune, nu ezitați, dragii mei, să vă puneți pe genunchi și să ne rugăm pentru mai marii noștri. Vă las în brațul Domnului și vă binecuvântez și zicem ca Dumnezeu să îl întărească pe fratele Nelu Filip. Fiți binecuvântați! Pentru mai mari noștri. Pentru mai mari. Na, Toni, nu puteai exact cum ai vorbit despre Celine Dion să vorbești despre Nelu Filip. Că vedeți ce se întâmplă dacă aveți inimă rău, acum trebuie să fiți operați pe inimă. Adică să aberezi cum aberezi tu, știi? Că eu nu spun din astea, fiecare cu cardiacul lui, cu cardiacile lui, eu cu ale mele și fiecare cu ale lui. Dar tu exagerezi, nu eu. Acum că eu mai fac mici excepții, și dau exemple metaforice și sper ca oamenii să înțeleagă că eu nu doresc rău nimănui. Care lăsați asemenea comentarii, sunteți deplasați foarte grav.
Nu doresc rău nimănui, dar voi sunteți orbi. Deci, cum rămâne Tony Barbecue? N-are cine să te filmeze că te duci până acolo? Nu are cine să te filmeze. Păi să vedem dacă are cine să te filmeze sau nu. Hai să vedem. Numai ce a fost, nu de multare, a fost evenimentul ăsta cu Arena Națională, cu trezirea națiunii, să se trezească, să se trezească, să se trezească. Și ai fost filmat de mai multe unghiuri. Hai să vedem cine stă mai mult după fundulețul ăla tău. Că tare mult vă mai place vouă shawarma. Vai și vă mai place shawarma. Vai. Stați-mă un pic, oameni buni. Numai un pic. Da? Adică eu nu înțeleg o chestie, știți? Bine, mai multe. Dar. Când vrei să-ți faci reclamă pentru un eveniment sau pentru scopurile tale personale, cameră, blitz, mai vine un pustan lângă tine, mai vine nu știu cine, mai vine ăla și numai bine să tragă la public, să vadă publicul că oh, vine mai marele evreu, Antonie, trăiască decât Moise, să fie primit. Oare, stați înainte să vă arăt videoclipurile astea de pe TikTok, stau și mă întreb. Voi ăștia care ați votat-o pe Șoșoacă, că acum mi-a venit și mie o lumină din candelabru. De la orbul Bartimeu. Doamne, că... Mai zic și unele cuvinte câteodată, nu știu, din cauza voastră, da, în fine. Voi ăștia care ați votat-o pe Șoșoc, știți? Mă și ia cu cutremur dacă mai votați și pentru poziția de președinte, dar dacă voi vreți asta, treaba voastră, trecem peste. Mă, eu am o dilemă, știi? Ați votat-o pe Șoșocă, dar în același timp susțineți că Israelul, vai, că poporul ales, zici că noi suntem lepădați sau ce? Da, trecem și peste asta. Dar vă știți că Șoșoacă nu agrează pe ăștia, pe israeliți. Știți? Într-un fel, zici că e un fel, parcă e un fel de circus așa. Că mai marele partid din care a fost dat afară, și unii au contribuit foarte mult de altfel, dar în fine, fac un mic rezumat acum. Aur e cu izraeliți. Știți ce zic? Cu Israelul, pacea, alea, Șoșoacă, e împotrivă. Știți, de data asta parcă aș ține cu Șoșoacă. În contextul ăsta așa numai. Știți cum zic? Da. Dar numai stau și mă întreb. Voi ăștia care, atunci când eu publicam unele critici la adresa mai mare lui Moise, al doilea Mesia, Antonie mi-a fript-o, mai marele baptist, mincinosul spionul din Anglia, da, m-ați acuzat că, vai, că Israelul e poporul ales, că așa, când eu de fapt am vrut să vă comunic că toți suntem aleși. Adică toți suntem, nu? Nu așa scrie în Biblie că toți suntem fii de Dumnezeu. Păi nu așa scrie. Păi și acum ce facem? Israel în sus, Israel în jos, noi suntem cârpe de șterzi, geamuri sau nici nu, că pe o cârpă mai spele, mai pilă oscat. Unii dintre voi vă aruncați direct în iad, cum aruncați și pe mine de altfel. Și acum ați votat-o pe Șoșoacă în Parlamentul European și imediat o să votați peste o lună dau ca președinte. Dar cum să face? Păi până la urmă ori sunteți cu Israelul și cu Antonie, ori sunteți, vedeți că Antonie e cu aur. Hai să ziceți mersi că vă dau și eu niște informații. Știți ce zic? Șoșoacă nu-i, dar de data asta sunt cu Șoșoacă. O să trăiască Rusia, nu-i așa? Păi da, era de tă circusul să o vezi pe Șoșoacă că ține cu Israelul. Nu există. Că nu, știți ce zic, dacă la Putin îi place Israelul, când nu-i convine lui, când îi convine alianța în secret și alea, cum se placă la Șoșoacă? Dacă la Putin mâine nu-i plac sarmalele, nici la Șoșoacă nu-i plac. Înțelegeți, zic? Interesant. Haideți să vedem totuși dacă duce lipsă de armament divin mai marele Tony Barbecue. În alte cuvinte, nu are cine să-l filmeze? Știți? Și ne reîntoarcem acum la punctul pe care l-am menționat înainte ca să vin cu Șoșoacă și cu subiectul ăsta. Că asta e, mă bat și eu, asta e viața. Vin și eu cum îmi sar și mie artificiile în cap. Când e vorba de obiective personale și de reclamă și marketing, interesant cum apare pustan, apare ăla, blitzuri din spate, față, așa. Dar în cazul de față eu nu văd blitzuri pe acțiunile de vindecare a lui Tony Barbecue. Oameni buni, aduceți-vă aminte, uitați-vă la videoclipurile pe care le-am postat în urmă cu câteva luni. El singur a declarat că nu știu câte mii de euro o cheltuit din bănuții voștri. Mă refer, poate vă aflați printre voi persoane care chiar ați donat din bănuții voștri ca el să-și facă
marketing, să-și facă publicitate, exact cum Bohariu își face publicitate cu bănuții voștri, da? Deci voi munciți, cumpărați cărți, credeți că ajutați Asociația Miros de Cer, deși nu se întâmplă lucrul ăsta, și Bohariu tot apare peste tot, da? Peste tot. Datorită vouă, sau cred că îți nevoită să zic din cauza voastră. Pentru că voi îl ajutați. Crește pe spatele vostru. Își atinge obiective personale. Uitați-vă voi. Poate pe mine nu suportați să mă ascultați un videoclip întreg. Nici nu vă condamn. Ok, am înțeles, asta e viața. Te ascultați pe el. Chel e omul duhovnic, omul lui Dumnezeu, unsul cerului și a pământului și nouă mile pe data iadul. No problem. Dar ascultați-l voi când predică o oră sau 40 de minute. De câte ori predică din Biblie și de câte ori citește povești, numai el știe câte sunt inventate și câte sunt adevărate, de pe fițuicile lui. Cuantificați voi lucrurile astea, dacă n-au minte, dacă e un bajoc, dacă e așa, ok, lăsați-mă pe mine și uitați-vă voi singuri, să vedeți. Cât de mult predică despre Dumnezeu, cât de mult predică Evanghelia, așa cum zice el că vrea să răspândească Evanghelia, și cât de mult vă spune povești, alba ca zăpada și cei 100 de bandiți. Bohariu și tătă șatra după el. Și vedeți, pe el îl ajutați într-un fel. Și un lucru rău, că ăsta nu e un ajutor pe placul Domnului, nici într-un caz. Și pe barbecue un alt fel. Donați bani, că vezi, Doamne, el cumpără batistie, nu știu câte mii de euro, odată el pe batistie și nu știu ce de ulei, de măceașă și de măsline și de elefanți, căci că el a împărțit anul trecut. Dar noi nu vedem niciun rezultat. Nu doriți să vedeți rezultate. Voi nu doriți. Și mai lăsați scuzele astea că Domnul vindecă pe ceva așa mai departe. Faceți diferența. Eu acum nu critic pe Dumnezeu, nu-i critic acțiunile lui, îl critic pe Tony Berbeci. Faceți, vă rog frumos, diferența. Ce, Doamne, vi-e așa de greu să înțelegeți? Nu pot să-mi dau seama. Haideți să vedem dacă are cine să-l promovează sau nu. Și uitați aici. Uitați-l pe mai marele. Eu nu știu ce au putut să ajungă șlucă. Ăsta e un fel de teleshopping. Cum au maneliștii, nu știu. Nu am un pic să ne ducem aici la videoclipul lui Salvate. Și haideți să vedem dacă a fost acolo el prezent. Luca ăsta, mai marele baptist, mai marele Antonie, Fagaldo, mi-a fripto. Da? Haideți să vedem. O zis că e aici o cântare, e puterea sângelui, e putere sângele mielului. Trezirea națiunii 2025. Videoclipul a fost în 2024. Dar ăștia deja noi trăim în... Nu mai știu. În fine, nu mai trecem peste ce, numai eu să fiu Moise. Haideți să vedem. Astea sunt niște secvențe filmate, unele dintre ele, da? Sunt filmate la evenimentul care a avut loc acum în urmă cu câteva săptămâni. Voi înțelegeți chestia? Adică are cine să-l filmeze. Și totuși, noi nu vedem minuni făcute de mai marele vindecător number one in Romania or from Romania. Haideți să vedem. Dacă au bliță, dacă ale alea. Nu e, eu zis că le trebuie aparate ca să poată să filmeze, să răspândească Evanghelia. La ăsta trebuie aparate, helicoptere. La Bohariu îi trebuie numai să cumpăra cărți, că să descurcă el după aia. Să descurcă. V-a dat așa numai un pont, că de la 11.000 de euro începe toată cheltuiala. Dar dacă se poate și cu vârf să fie primit. Haideți să vedem dacă, nu știu, dacă are asistență care să-l promoveze, știi? Că, nu știu, m-am îngrijorat, m-am gândit, mă, dacă n-are pe cine, știi, te duci, n-ai pe nimeni să te filmeze. Că, uite, și aș vrea să vă arăt niște videoclipuri, dar n-are cine să mă filmeze. Să vă arăt și eu niște chestii. Nu are cineva să mă filmeze așa cum vreau eu, știi, să mi se vadă anumite părți alea. Nu am. Dar nu știu dacă e cazul și ăsta. Haideți să ne uităm un pic la un eveniment de pierdere națională, ci că trezirea națiunii 2025. În fine. Haideți să ne uităm un pic. Nu m-am pus să schimb luminositatea. Și ce vreau să vă rog frumos? Uitați-vă cine a postat. Uitați-vă pe contul cui îs eu acum. De pe contul cui vă arăt videoclipurile astea. Uitați acolo. Mai marele sclăvuț Ciprian Luca. Vedeți acolo? Uitați-l acolo. Auzi, mister? Doggy doggy alu Antonie și alu tăți ăștia care mai de care cu șatră. Auzi? Du-te și fă reclamații la YouTube. Că ți-am furat drepturile de autor. Da. Nu știu cum de atâta timp să îmbri după tăți. Cu pâine, cu zacuscă, cu reclamă la alea. Oare te-o lepădat, Antonie? V-ați rupt frățâia? S-o slăbit tața? Antonie ăla, intrusul din Anglia?
Trăiască decât voi să... Auzi că e putere sângea mea lui Trezirea Națiunii 2025. Poate suntem în 2025, nu știu. Eveniment organizat de mai marele vindecător, da? Tony Barbecue. Uitați acolo, cât fast. Uitați câtă lume, oameni buni. Da? Uitați câtă lume. Păi dacă la evenimentul ăsta a fost atâta lume. Nu ne-am dorit să vedem atâta lume și când vindecă el pe cineva. Nu? Deci, eu ce vreau să vă transmit mai clar, da? Dacă pe arena națională au fost invitați oameni pentru un eveniment creștin, păi vindecarea unui bolnav nu e un eveniment creștin. Tony Barbecue, de ce nu ne inviți? Măcar 2% din populația care a fost acolo să o inviți să vedem cum vindeci pe cineva. Ca așa numai să cântați, să vă făliți, să aveți formele voastre de evlavie, așa e foarte easy busy squeezy, oricine poate să facă. Și eu pot să-mi pun o năframă acum în cap, întreagă roche și mă apuș când numai doine. Și să vezi cum îmi cresc abonații, să vezi cum toată lumea slăvit să fie domnul, uitați cu ce minunat a lucrat domnul prin oameni și bla bla bla. E simplu să te machiezi. E simplu să te fardezi, mai greu e cu faptele. Deci aici ai invitat foarte multă lume, da? Dar nu te-am auzit niciodată să inviți pe cineva să observe actele tale de vindecător, OZN, mincinos, extraterestru care ești. Există oameni care să te filmează, nu? Ciprian Luca e acolo, ăla, cu telefonul, da. Dar vrem să vedem o vindecare, bă. Vrem să vedem validarea darului tău pe care tu proclam că l-ai și-l deții. Vrem să vedem. Nu vedem, așa e că nu. Hai, să ne mai uităm încă la... Uitați aici. Să fie primit. Ce frumos aplaudă. Vedeți, oameni buni, exact cum aplaudă oamenii ăștia aici, așa mi-aș dori să aplaude și oamenii când Tony Barbecue vindecă. Păi nu ar fi asta o minune să vezi că vindecă? Așa v-am spus, e ușor să te duci spectacol, că-s manele, că e asta, e atâta de simplu. Faptele cântăresc enorm de mult. Poți să spui ce vrei dacă nu dovedești lucrul ăla. Deci ați văzut care cine să-l filmeze? Mai marele Ciprian Lucuța, teleshopping-ul creștinilor, mai bine zis manelistul creștinilor, că numai maneliști te tâmblă și tot cu am o brățară de aur, am un hinel să fie primit amarea. Stai că până și cu ei s-au asociat acum, dar ajungem imediat. Aveți răbdare, v-am spus, vă rog frumos aveți răbdare. Doamne, că trebuie să mă grăbesc că deja sunt 40 de minute înregistrate. Uitați aici! Să suni puterea! Câți oameni? Deci, poate voi nu înțelegeți mesajele pe care vi le arăt sau videoclipul meu. Dar nu știu, eu totuși am speranța că vreo zi acei oameni înțeleg, adică nu, nu se poate, nu se poate. Oameni buni, e ușor să dăm din mâini, e ușor să, nu știu, să fim așa numai, nu știu, eu în creangă, Eminescu, numai să te vorbim, să te vorbim. Dar faptele noastre, unde sunt faptele astea? Eu una vă spun sincer, mi-ar fi și rușine să mă apuc să spun că Domnul lucră prin mine și nu știu, am dar de vindecare sau de vedenie.
Păi să mă șufe, Doamne ferește. Cum să fac lucrul ăsta? Dar și ce interesant, că dacă eu aș face declarația asta, automat voi mi-ați cere dovezi. Dar lui de ce nu cereți dovezi? De ce nu cere să se filmeze? O filmat din toate unghiurile. Evenimentul de la Național Arena și multe alte evenimente, da? Dar nu știu, aștept și eu cu nerăbdare să văd un om vindecat, un beteag. Să zicem că ăștia din lume nu merită. Duceți-vă la Nelu Filip, mă duce acolo să se vadă. Sau tu ce aștept? Să decideze și să zici că l-a luat domnul acasă, că ăsta a fost planul lui. Așa e, ce mai știți voi să le învârtiți. Dacă e un om din lume, cum o considerați pe Celine Dion, vedeți, nu, dacă e cu satan, au pedepsit-o Dumnezeu. Dacă e beteag acum Neluțu Filip, mai marele faraon și președinte al cultului pentecostal din România, îl trece Domnul printr-un cuptor. Dacă îl vindecă, ce minunat e Dumnezeu. Dacă nu îl vindecă, a fost planul lui Dumnezeu. Nu e așa că le puteți, nu e așa că jonglați ca la ping-pong. Contrabandă faceți cu Biblia. Contrabandă. Dar totuși, el e tot acolo, te așteaptă să-l vindeci. Și de atâtea ori repet până ți se creapă obrazul ăla de rușine, mă, cât poți să fii de mincinos. Cum puteți fi voi de selectiv? În alții dați cu bolovani și alții balauri să fie, nu nicio problemă. Cu bricheta și le dați și foc la gură, ca să zică cât mai multe. Nu e așa. Tu ce ai ajuns, mă, Ciprianu, că tu ești manelistul creștinilor? Îmbli așa cu cadelniță după ăla și după ăla? Nu te-o chema niciodată Tony Barbecue să-l filmezi. Că de filmat văd că-ți place. Copii tu, că cu alea, alea. Oare cum de timp și tu de din astea? Mă întreb numai, știți că voi sunteți robii Domnului, că pe mine mă iau oamenii la rost, că ce stau toată ziua pe YouTube, că ce alea, că ce alea, alea, deși eu niciodată n-am cerșit de la nimeni nimic. Ăștia cerșesc de la voi. Uitați-vă la conturile lor de YouTube și pe Facebook, Insta, uitați-vă la ei. Conturile puse acolo pentru lucrarea Domnului. Care domn? Stau și vă întreb. Care faraon? Vedeți la mine așa ceva? Nu vedeți. Așa că pot să fac ce vreau cu timpul meu. Bine, acum nu vorbim de comiterea legalității și așa, înțelegeți-vă, hai să nu exagerăm, da? Pe ei ar trebui să-i întrebați, că toată ziua pe TikTok, toată ziua vorbim de Celine Dion, în loc să mai să-l vindecăm pe președintele cultului, avem șansa. Ne-a dat Domnul șansa să mai să-l vindecăm, pă, du-te vindecă. Pe ei trebuie să-i luați la rost, măi, oameni buni. Nu pe mine. Nu eu declar că am nu știu ce daruri. Nu eu mă declar cea mai mare duhovnică. Nu eu mă autoproslăvesc. M-ați auzit pe mine să zic așa ceva? Sau să fac asemenea declarații? Când le faci, trebuie să fii responsabil, să te comporți ca atare, nu? Da, eu declar că sunt decent, etic și așa mai departe și cred că sunt așa. Adică îmi dau silința să fiu așa. Dar voi nu faceți diferența. Cine trebuie judecat, cuantificat, și aici mă refer la judecat obiectiv, că mă plictisesc deja de cuvintele astea judecat obiectiv. Dar cu voi n-am ce să fac, trebuie să mă repet. Spune-mi, Ciprian Luca, ce ai ajuns să fii tu? Îți place să filmezi așa? Nu, hai să mai vedem ce mai filmezi tu, știi? Un om care trebuie să fie în slujba Domnului, să filmeze minuni, să se roage, să lucre Domnul prin el și așa mai departe și prin alții. Că poate ăsta e darul tău, să fii cameraman. You never know. Dar nu știu cum de pentru tine există timp de pierdut. Dar eu n-am voie să fac lucrul ăsta, știi? Adică dacă eu filmez, nu știu, că fac o mâncare, nici ea nu-i bună cum o fac, îmi bajoc, știi? Automat, în orea și vin cu tot felul de comentarii. Dar interesant e că pentru voi n-au asemenea critici, știți? Deși voi ceșiți bani de la Enorea și nu Naomi. Mie mi-ar fi șir, Doamne, fer, eu mai bine nu mănânc nimic, beau numai apă și asta e viața. Voi ceșiți și pierdeți vremea de pe banii Enoreașului. Hai să le arătăm oameni cum pierdeți voi vremea. De exemplu, tu cum pierzi vremea, că pe Tony Berbea ce l-am văzut cum pierde vremea. Să prostituează non-stop, hai să vedem cum te prostituiești tu. Virtual. Nu mă pic, oameni. Hai dați să vedem. Numai un pic. Ascultați aici ce cuvinte are un creștin. Mai marele baptist creștin, Ciprenucă, Licuță. Eu, din câte știu, domn și împărat și Dumnezeu și rege, e numai Dumnezeu? Nu așa spuneți voi, nu? Hai că trebuie să mă grăbesc cu videoclipul.
Haidea să vedem cine e rege. Socherele barbalii. Talilalilala, mămăligă brânzalii. Hop. Pauză publicitară. Vă salutăm, prieteni dragi! Suntem la reședința familiei Cioabă. Îl am alături de mine pe regele romilor, fratele Dorin. Frate Dorin, avem în față Evanghelia după Matei și Ioan, în limba romani și în limba română. Cât de benefică este pentru noi? Este un lucru foarte important și pentru noi, dar și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Da. Pentru că cuvântul Domnului va intra mult mai bine, va pătrunde în inimile celor din comunitatea de romi, citind în limba noastră romaii. Este un dar din partea lui Dumnezeu și pentru noi comunitatea este un plus în tot ceea ce facem și vreau să promovăm această carte și cei care nu o aveți să ne trimiteți pe adresele noastre de Facebook, de e-mail. Sigur. Și noi facem să ajungă această carte peste tot. Vă salutăm, prieteni dragi! Suntem la reședința familiei Cioabă. Îl am alături de mine pe regele romilor, fratele Dorin. Frate Dorin, avem... Ai, mă, romale! Dacă eu acum aș pune că-s regina reginelor, imediat, rege numai Dumnezeu, pe acum ce, nu? Îs curioasă și eu... Doamne, sper să mă pot abține, că e greu, e greu când vrei să zici multe adevăruri. Cum e tradusă Biblia asta? Evanghelia lui. Oare cum o să traduc cântarea cântărilor? Apă când ajung la proverbe, e grav. E grav cu traducerea, că e deja oricum. Aha, să citească. Păi cum poți tu să promovezi? Că eu nu înțeleg, știi? Adică, în loc să te duci să-l filmezi pe Tony Barbie cu cum vindică, nu știu pe cine vindică, că ne-și taie unghia, probabil, sau poate o tai tu, stai că deja intru la bănuiel. Ah, lăsați. Nu știu, așa mi-a venit într-o dată. Nu știu dacă... Așa. Cum poți tu să recomanzi creștinilor să cumpere, să citească și așa mai departe? Cum poți să faci reclamă? Te întreb, ai citit Biblia lor? Ai citit produsul ăla? Că totuși, până la urmă, Biblia poate pentru unii, nu știu, vi se pare că nu folosesc o expresie corectă, dar e un produs, dacă... Nu poți să zici că e un serviciu. Bine, acum, tainele Biblie și așa mai departe pot să fie servicii, sub forma să prezentate, dar e un produs, e tangibil. Da? Tu ai verificat produsul? Te-ai uitat acolo în Biblie să vezi ce scrie, cum e tradus, o chereală? Înțelegi ce să zic? Lăsăm prejudecățile, Doamne, și să ne ferească Sfântul, că poate cu Bibliile astea s-or mai da și ei pe brază vorba română. Știi ce zic? Dar tu ai citit cartea aia tradusă? Ai gustat din ea? Ai testat-o? Ai văzut? Dacă acolo scrie cât mai mult spor la cardeale, cardeale, ce faci? Ce ai promovat acolo? Întreb numai, știi ce zic? Că pe Tony Barbecue nu vrei să-l filmezi când trebuie. Numai când să vă faceți voi reclamă. Ca să arătați voi la Bahmuțeanca că ați avut nu știu câte mii de, de telespectatori pe arenă și vai de mine ce ați reușit, ce ați reușit? Să adunați niște papagale împreună, atâta tot. Asta ați reușit. Să văd și eu o filmare cu camerele voastre blițate din toate părțile, nu amărâtile mele de camere sau camera asta de la Macul ăsta, nu, să vă văd și eu acolo cu grămezi de oameni, că mereți și ajutați pe sărmani. Și când vindecați și faceți minuni din astea foarte mari, atunci să vă nu așa când e numai de băut apă, un țopăi, talealea, nu, 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 nu. Să vedem camera atunci când trebuie. Uite, uite ce promovează omul ăsta. Mă, tu ai citit? Ce scrie acolo? Doamne. Bine că nu zic că o tradus Vechiul Testament, că acolo era și mai grav. Ca acolo cu carne, cu alea. Și, nu, când se foame și nu mai ai bani și alea, să nu cumva să tranșezi un om în loc de ani. Ferească Dumnezeu, deci ce mai vezi? Nu, nu, deci nu are rost, că după aia nu, că o să înțelegeți fix pe dos. Hai să mai vedem ce mai promovează mai marele manelist al creștinilor. Deci vă dați seama cu ce își ocupe el timpul. Ăsta nu e un lucru rău, oameni buni, în sinea lui, știți? Dar vă rog frumos să înțelegeți contextul. Vă rog eu frumos, da? Haideți să mai vedem. Uitați! Asta e un fel de reclamă la altcineva, știți? Nu că ne arată el un picnic, că mâncă sănătos. Nu, no.
La ce restaurant faci reclamă? La Borod. Da? Vă arăt imediat. Uitați, uitați. Nu este timp și cameră de filmat pe Tony Barbecue, dar filmăm slănine ca să facem reclamă. Știi? Să facem reclamă. Că știți care chestia? O să prindă bine reclamele astea. Că numai bine și-o făcut așa un fel de figură publică pe spatele Bibliei, s-o folosit de Biblie, au ajuns persoane publice și acum hai că mai facem reclamă la un crevu, știi, la o zacuscă, o cizmă, nici și nu au profituri de acolo, că ăștia ți le crezi vânzările și slăvită să fie Biblia și contrabanda pe care am creat-o. Voi înțelegeți un pic? Ei să folosesc Biblie în moduri diferite, Boha într-un fel, Toni în altul, ăsta în altul. Și uitați câtă reclamă. Dar ce, numai la manelist să fie reclamă, numai pe la teleshopping, numai pe Etno TV, să fie și la ei, să fie primit. Să fie primit. Haideți să vedem cum curg reclamele. Frate Dorin, la Borod. A rămas același preț la burger? Frate Ciprian, chiar dacă vorbeai în zilele trecute despre scumpirea șaurmei, să știți că burgerul de Borod a rămas neschimbabil. Noi îl avem tot la stadiu de poftă bună, să vă fie de bine. Poftiți la noi. Să-l încercăm. Poftă bună. Ai bun la preț ăsta. Uitare bun. Curcubeu pe cerul gurii. Atâta s-o putut. Carne poți. Curcubeu pe cerul gurii. Unii dintre voi mi-a scris că curcubeu îi voie să stai numai pe cer. Curcubeu. Să mă scuzați că n-a fost potrivită remarca așa. Nu. E potrivit numai ce vreți voi. Numai ce vreți voi. Interesant. Da, apreciem oamenii care muncesc și cu mâinile lor își câștigă hrană și așa mai departe. Dar vă rog frumos, înțelegeți greșit ce vă arăt. Înțelegeți contextul. Înțelegeți un pic activitatea acestor oameni. Vă rog eu frumos, înțelegeți. Că da, trebuie să lăudăm oamenii care muncesc, care își câștigă pâinea și traiu și așa mai departe. Dar pe când iau că frate, Dorin, frate, ăla, mai bine te anunți ce faci, că mă tare, ce faci, că pe ăla așa merge. Dar cine s-o să spună astea? Doamne, iară judec pe ăla și pe ăla. Să-mi fie rușine. Haideți să vedem cu ce se mai ocupă manelistul. Că v-am spus, nu trebuie să publicăm și să arătăm minunile lui Dumnezeu. Nu, noi facem marketing. Noi facem marketing. Îi acuzăm pe alții că fac marketing în timp ce noi facem marketing, știți? Că asta e și mai absurd. Asta e viața, se poartă pe la rumă. Ciprian, te-am prins. Ce faci în pom? La forat de cireșe. Sunt la Nelu de la Orăștie, care are cele mai bune cireșe. Am mâncat de mam. De mă doare burta. Atâta de bune. No. Ciprian, te-am prins. Ce... Deci, o cireașă, un burger, o slănină, să fie primit. Când se duce acasă, are dită-ți în cămară, nimeni trebuie nimic, că doar știți. Și amutăți baptiștii buzna pe burger, buzna pe slănină, buzna pe cireașă și să vedem ce altceva mai aici. Frate Ciprian, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Hai, te rog. Pe patră, cu maia, fără gram de ameliorator. Da? Adevărat, adevărat, adevărată. Ceva de genul ăsta. Ia o mușcătură din ea să vezi. Poate că îți place, dar coaja e mai interesantă. Așa. Avem și varianta. Tot pe vatră, cu apă, cu maia, fără... Unde găsim această pâine? La Nelu Brutaru în Arad. La Nelu Brutaru în Arad. Avem mai multe magazine proprii, vă așteptăm pe Ștefan cel Mare, unde avem magazinul și unde e brutăria, Mihai Viteazu, Piața Fortuna, Piața Miorița, la Podgoria avem magazine noastre proprii, în Timișoara și în Arad la alimentări, colaboratoare firmei noastre. Așa că cea mai bună pâine este la Nelu Brutaru din Arad. Vă așteptăm, Ciprian, îți mulțumesc. Vă așteptăm cu drag. No, acum, toată lumea repede, toți baptiștii, în Arad, la Nelu, să mă și cea mai bună pâine. Că dacă n-a apărat Ciprian ăsta acolo, pâinea aia nici nu mai exista, nici avea gust. Înțelegeți voi cum să folosesc de imagine și de voi să vă speale ochii. Exact cum fac ăștia din lume, cum vă păcălește McDonald's-ul, că dacă vă luați cartofi prăjiți largi, îți mai amuzi cât ăia small, dar de fapt e aceeași cantitate, exact cum vă aburesc ei, așa vă aburești ăștia. Dar pe ei condamnați și pe ăștia felicitați. Așa e. Bravo. Oare când te văd să te duci cu camera și să spui, na, frate, Tony Berbece, pe cine vindeci aici?
Pe cine o îngădui Dumnezeu astăzi ca să vindești tu aici? Hai să filmăm. Cum ai zis că te cheamă? Ah, pastorul Tony Berbeace. Nu, hai să vedem cum vindecă Domnului. Să le arătăm și la alții. Păi cum să nu răspândim noi Evanghelia? Cum să nu răspândim noi faptele bune? Hai, dați să vedem. Când te văd să faci un videoclip din ăsta? Sau v-ați folosit așa numai de mass media, de bani în oreașuri, să vă faceți voi reclamă, să apăreți acum star pe pufuleț? Nu vreți să vi se faci reclamă și la tampoane pentru mine? Te rog frumos că-mi deschizi și eu, nu știu. Ne eu mi-s tamponus. Hai să vedem la ce mi-a faci reclamă. Mai am și eu 4 minute, că pare să face de aia. Vă salutăm, prieteni. Uitați-vă un pic atenți aici. Acum. Vedeți ștampilele alea de acolo? Vă salutăm, credincios din toată România, învață Biblia. Astăzi este timpul în care să îl căutăm pe Dumnezeu. Fii parte cu noi la acest proiect Caravana Evangheliei, o Biblie pentru suflet în continuare. Noi muncim și vrem să ducem cuvântul cât mai departe. Pentru că Domnul vine, timpul este aproape și după va fi foarte târziu. De ce? Pentru că după aparent va fi o carte, dar ca și aceasta. Însă nu ne va mai vorbi. Așa că haide cât este har, haide cât este cuvântul Dumnezeu pe pământ să credem și să-L urmăm pe El. Fii parte cu noi la Caravana Evangheliei în continuare. Fii binecuvântat! Ați văzut acolo la început, oameni buni, pe masă? Stați să mai dau o dată de la început ăsta, că... Uitați-vă, vă rog frumos, pe masă, lângă Biblie. Acum, uitați acolo. Eu stau și mă întreb. Oare ce, Doamne, ștampile au acolo? Când ștampilează, ce mesaj se trece acolo? Că îs cine? Biserica din Arad, Biserica Baptistă, Cultul Baptist? Ce vreți să vindeți de fapt? Voi o faceți că oferiți Biblia, așa? Hai? Pentru ce mânjâți voi o Biblie? Deci eu dacă aș lua o Biblie, ca să vedeți cum sunteți, că parcă știu, mă, știu. Eu dacă aș lua o Biblie în mână, m-ați condamnat direct. Eu o să pun mâna pe Biblie, de parcă mi-e trebuie ce mi-e Biblia să pun mâna pe ea. Dar ei ca au ștampile și ștampilează acolo, că eu dai tu Biblia la om și omul își sublinează, că să-și aducă aminte, să zici că înțeleg, știi, înțeleg cumva. Deși bine ar fi să scrie fiecare separat prin căie, dar mă rog, fiecare cum dorești. Dar să dai tu Biblie ștampilată cuiva, păi voi ce faceți aici? Contrabandă cu Biblia, nu? Deci eu nici măcar n-am voie să pun mâna pe Biblie pentru că-s femeie, pentru că-s Naomi, pentru că am părut scurs și bla, dar voi să îmbrați cu ștampile și să mânjâți Biblia. Păi eu nu știu cum de voia nu vii rușine. Nu știu. Hai să văd ce mai vedem, ce reclame mai vedem aici. Că doar cum. Nu știu dacă mi-a mai salvat ceva. Oricum, e suficient, oameni buni, e suficient atâta că nici nu mai are rost să stau, că-s numai cu dinastia, cu mâncare, cu cafele, știi? Și oricum, la referință o să pun un singur videoclip cu el, așa, și după uitați-vă voi că o să vă apară toate, dați acolo cu deștul, că n-am chef să pun 100 de referințe. Vă pun una și vă direcționează automat pe TikTok. Dar ca să vedeți, înțelegeți voi. Vă întreb foarte sincer și serios, voi mă înțelegeți ce vreau să vă transmit? Cum au ei vreme și timp să-și facă reclamă la slănină, la pâine, la alea? Dar n-au timp să ne arate și ceea ce ei vorbesc, ceea ce ei declară. N-au timp de asta. Cum să poate, una acasă, deci cum să poate? Cum cu ei să fiți atâta de indulgenți și pe mine să mă luau și să mă decapitați? Și pentru simplu fac, apare pe YouTube. Te zici că din resursele voastre îmi fac eu aparițiile sau cum? Ei, lor le donați. Ei se declară Dumnezei și regi și bulibașă, nu eu. Și totuși, pe mine mă ponegriți, pe mine mă judecați subiectiv. E foarte interesantă judecata voastră. Tony Barbecue, te întreb, când te duci să vindeci și tu pe cineva? De ce nu te duci să-l vindeci pe președintele cultului penticostal? Nu-ți dă voie? Nu? Îți trebuie parafă, străbă, ștampilă, cum puneți pe Biblie și mânjăți? De ce ai nevoie? Pe cine să-ți trimitem? Pe un om sănătos care să facă cheșchiop și după aia gata, i-o sări cârja și sănătos? Nu-ți rușini să minți că ai dar de vindecare. Arată-ne! Cum filmezi cântărețe și sochireală și tot pe stadion, arată-ne și oameni vindecați. Nu că ți-o spus cineva că s-o vindeca de depresie. Nu, să vedem semne și minuni.
Exact cum vedem ștampilele voastre pe care le puneți pe Biblie. Așa să vedem semne și omenuri. Să vă fie rușine.